Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus de a discuta despre un sondaj de opinie care a fost făcut public pe parcursul zilei de ieri și a fost comandat de către ziarul Timpul. Acesta a fost elaborat în intervalul de 10-19 martie și datele care au fost făcute publice vom încerca să le abordăm împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Valeriu Reniță, jurnalist. Bună seara și bine ați venit, domnule Reniță. Și Nicolae Pascaru, președinte Mișcării de Tineret Voievod. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Domnule Reniță, mai multe aspecte au fost făcute publice în cadrul acestui sondaj de opinie care a fost realizat, ziceam, în acest interval de timp 10-19 martie, însă aș vrea să începem discuția noastră de la o întrebare, de fapt, pe care o considerăm stringentă, reieșind și din acțiunile președintelui Dodon. Concetățenii noștri au fost întrebați dacă ar trebui de ales în cadrul unui referendum aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală. Dumneavoastră, pentru ce ați opta? Uniunea Europeană 40% și Uniunea Vamală 49%. Întrebarea mea este, domnule Reniță, erau așteptate aceste cifre pe care concetățenii noștri le-au oferit? De ce spuneam la început aceste emisiuni? Pentru că și domnul președinte Dodon a anunțat, de fapt, intenția ca Republica Moldova să devină țară observator în Uniunea Euroasiatică. Uniunea Vamală, da. De fapt, dinamica preferințelor pendulează așa cam o dată la 2, o dată la 3 ani, de la un capăt la altul, adică dacă cu 3-4 ani în urmă situația era un pic alta, deci preferințele erau mai mult pentru Uniunea Europeană, acum ele încet, încet au trecut deci potrivit vectorului euroasiatic. Deci dacă peste un timp lucrurile se schimbă în configurația geopolitică, putem să ne așteptăm deja că din nou preferințele să balanceze mai mult înspre deci polul european. Acum avem ce avem, eu cred că sociologii au prins, au fotografiat situația destul de corect, cam așa este și dacă ar fi fost altfel, n-ar fi ieșit victorios domnul Dodon de la scrutinul prezidențial, anume faptul că preferințele erau pentru Est, au și determinat în mare parte faptul că el a fost ales. De aceea eu cred că, da, situația este cea care este. Nu știu dacă toate concluziile trebuiesc care le-am putea scoate. Deci privesc doar într-o singură direcție. Mai mult decât atât, domnul președinte, din câte înțeleg eu, este în drept să semneze anumite documente, să adere la anumite organizații, dar după cum au spus oponenții lui politici și domnul Candu și alți din tabăra opusă, au spus că, deci, și experții au spus că nu are efecte juridice aceste semnături, din păcate pentru domnul președinte. Și deci sigur că încă o dată revin și repet, el în opțiunile sale se poate baza, iată, pe aceste cercetări și în general pe ceea ce le poate el observa și fără aceste cercetări, de la întâlniri, de la scrisorile, de la consilierii lui, probabil că adună cam informații de același fel, dar situația, raportul politic în Parlamentul nostru este de asemenea manieră că el, că toate documentele care vor fi semnate pentru organizațiile euroasiatice nu vor avea efect juridic. Domnule Pascaru, s-au dezamăgit concetățenii noștri în Uniunea Europeană? Așa am putea descifra? Eu cred că concetățenii noștri s-au dezamăgit în politicul moldovenesc și în acele visuri care, de fapt, și-au alcătuit o utopie națională, între care, înspre drum către Uniunea Europeană, noi pierdem 1 miliard, noi distrugem economia țării, noi intrăm într-o
în niște, cum să zice, cabala, da, economic, în acordul ăsta de asociere și iară distrugem și-o mai rămas agricultură. Și clar că aceste experimente nu dă mare nădejde a cetățeanului simplu. Pentru că cetățeanul simplu, când nimerește între acestea bariere prin prejur, în mare parte pentru a se salva de situații, pleacă din țară. Unica salvare este plecarea dintre această țară. Pentru că, într-adevăr, în ultima perioadă, noi suntem țara experimentelor. Se experimentează foarte mult. Ceea ce face președintele țării, încearcă să coordonează, să facă acest echilibru care mai poate salva Republica Moldova, și anume relațiile bune cu Rusia pentru a îmbunătăți situația economică. În mare parte avem mulți oameni care sunt la țară, care au acele alivieze, au câmpii, au vii, și noi din agricultură putem să mai avem un venit oricare, pentru că dacă să vedem tot nordul Moldovei, tot este în grădini noi, acum sădite ultimii ani. Și de fapt această ramură poate mai duce venit, pentru că Europa limitează în mare parte exportul de tot ce avem noi câștigă în agricultură. Președintele vine să salveze situația. De fapt, noi de la un început am știut că Uniunea Europeană este un banc alcătuit și compus foarte frumos de ex-policieni care mai stau pe pușcărie, care sunt fugari pe după hotare, care mai sunt acum și la guvernare. Dar totuși credem că avem nevoie de relații bilaterale, relații prietenoase și cu Uniunea Europeană și cu Uniunea Eurasiatică, pentru că datorită Europei noi putem să modernizăm țara aceasta. Europa are modele foarte bune pentru reanimarea tot ce este democrație, politic, drept la liberă exprimare, pentru inovațiile noi care sunt, tehnologii și așa mai departe. Dar noi trebuie să alegem, noi trebuie să primim tot ce este bun din Europa. Cu Rusia, Rusia este o țară gigant care se poate de făcut comerț. Dar și iarăși, aici noi avem niște relații politice foarte așa sensibile, având în vedere nota care a fost trimisă de președintele Parlamentului și domnul Pavel Filip prim-ministru, sunt niște jocuri periculoase. Noi cu Rusia nu putem să venim ca țăranul ăla cu furca și să trezăm elefantul. Pentru că noi cu dânsi mai avem relații politice, mai avem reglementarea acestui conflict transnistrian care ne stă în coaste atâția ani și noi nu știm cum să procedăm fără ajutorul din afară. Adică Rusia trebuie să fie un partener de încredere, strategic, trebuie de găsit o cale de a discuta direct cu oamenii influenți, nu cu clădirile care sunt prin prejur la Piața Roșie, așa cum pleacă unii de-a noștri pseudopoliticieni și fac concert pe Piața Roșie și spune că iau influență. Nu! Așa cum domnul președinte s-a întâlnit cu președintele Rusiei Putin, pentru că este o persoană în lume foarte influentă. Și anume, aceste relații de prietenie poate să ducă un favor pentru Republica Moldova. Noi avem multe restanțe, restanțe cu migranții și restanțele, anume, acelea embarguri care au fost puse de Rusia mai târziu. Noi revenim la aspectul bilateral Republica Moldova, Federația Rusă. Domnule Reniță, nouă jurnaliștilor ne-au trezit interesul o cifră care s-a coagulat de pe urma formulării unei întrebări. Democrația este cea mai bună formă de guvernare. Și colegii noștri ziceau că doar 64% din cei care au fost intervievați susțin această formă. Unde sunt celelalte 36%? Eu nu sigur nici de faptul că cei care au răspuns că democrația este o formă de guvernare perfectă. Sau dacă e să facem referire la celelalte sondaje de opinie, oamenii își doresc un Ștefan cel Mare, o persoană puternică. Aici ar putea fi lăsate anumite interpretări. Cum vedeți că una nu exclude pe alta. Deci persoane puternice și lideri puternici pot fi și trebuie să fie și în democrație. Eu zic că masa asta mare, 64, este destul de mare,
care au răspuns că vor și democrație. Le place și au dragoste democrației, nu știu dacă înțeleg până la urmă ce înseamnă asta, că noi am mai vorbit cu, da, cu dumneavoastră în studio. Mentalitatea noastră a majorității cetățenilor este că cineva ar trebui să facă pentru ei și, ne rezolve și democrația asta la fel. Deci, dacă este regim democratic, ei oricum cred că cineva care i-au ales ei, deci ar trebui să le să aibă grijă de această democrație, să o respecte persoanele care au ales, iar noi, populația, deci între timp ne ocupăm cu ce ne place nouă. Da, democrația presupune guvernarea poporului. Deci presiunea permanentă a poporului asupra puterii. Și nu numai centrale, prin mitinguri, odată în 2 ani, poate nu asta e principalul, chiar nu asta e principală, ci presiuni inteligente prin grupuri asupra puterii locale, asupra puterii centrale și rezolvarea problemelor strigente a țării în mod democratic. În mod democratic, asta nu înseamnă că dacă noi prin majoritate am ales pe cineva, îl lăsăm 4 ani să-și facă mendrele, că știe el cum, pentru că noi l-am ales. Nu este adevărat. Deci este un lucru zi de zi, un lucru permanent, asidu. Democrația asta trebuie ținută de timpul, sprijinită. Dar mai avem o altă paradox. Eu nu cred, eu nu cred că cele 64% asta au avut în vedere. Nu cred. Da. Tot așa cum nu asta au ei în vedere, nu exact ceea ce înseamnă eurointegrare, au ei în vedere când zic că e eurointegrare și invers sau orientarea spre Rusia. Lucrurile stau, deci trebuie să punctual văzute. Domnule Reniță, ziceam că pe cealaltă parte s-ar crea un paradox. 56% din concetățeni zic că sunt complet nemulțumiți de parcursul Republicii Moldova, pornind de la democrație. Deci asta este aceeași întrebare cu dacă mergem într-o direcție ori nu, greșită ori nu. Cam asta. Cam ar fi ideea aceasta, da. Pentru că ei era cu câteva sondaje în urmă, că nu le mai spun în timp, era vreo 80% dacă vă aduceți aminte. Deci, da, era un procentaj mult mai mare. Da, da. Deci oamenii s-au mai liniștit, adică, mă rog, ultimul an de activitate a guvernului, deși s-au adus multe critici, totuși a îndreptat anumite lucruri, dacă ei numai 56 să ne mulțumiți. În general, adică lumea parcă n-ar avea de ce să fie mulțumită de viața asta, dar dacă ați observat un sondaj care nu l-au făcut casele noastre de sondaje, dar străinii, privitor la fericirea moldovenilor, noi suntem pe locul 5-5. Da. Și Ucraina și Rusia și România sunt în urma noastră. Deci este vorba totuși aici nu numai de economie, este vorba de spiritul nostru a moldovenilor. De a percepe o stare de lucruri. De a percepe. Deci vă aduci să aminte vorba lui Druță. Las că e bine. Oricum. Domnule Pascaru, complet nemulțumiți și complet mulțumiți. Ajung la cealaltă extremă. Cât s-ar părea de straniu, avem 1% din concetățenii noștri care se declară a fi foarte mulțumiți. 1%? Da. Asta sunt neamurile și sunt aloșii care au furat miliardul. De atât dacă, mergând prin oraș Chișinău, când te uiți mașinile ultimele, Porsche Cayenne-uri și... Și deodată îi vezi. Ori sunt neamuri de procurori, ori de judecători, ori policieni, ori... Pentru că așa este realitatea. Orașul Chișinău nu e așa de mare și se aude foarte multe lucruri. S-au știut știi din politicieni care au trecut dintr-un partid la altul, a doua, a treia zi la Parlament îmbla cu ceasul de 25.000 de euro. Nu mai spun, și cu dinți puși. Nu a avut răbdare. Da, spuneți-o. Cultura politică. Este o problemă foarte mare. Noi în oraș Chișinău, noi în Republica Moldova avem foarte puțini politicieni. Practic, eu cred că sunt vreo 5-10 oameni care gândesc politic. Restul mimează. Sau sunt alocați la o echipă. Domnule pentru Pascal, că nu primesc hotărâri și nu intră în niște dezbateri foarte acute pentru a apăra simplu cetățean. Menirea unui politician este apărarea simplu cetățean. Noi aici avem probleme la acest La capitolul cetățeni. În baza sondajului ne duce cu gândul că noi nu avem clasă de mijloc. Avem oameni foarte bogați și oameni foarte săraci. E așa percepția noastră? Noi avem oameni care stau la start să fugă din țară. Da.
de azi mâine, numai trebuie să aștepte acelea $100 din Moscova care îi îndatorează cineva din neamă și vor să fugă din țara asta. Și sunt oameni care mor de foame și nu pot să fugă. Sunt ca niște de ăștia ostatici. Este o tragedie națională. Poate politicul moldovenesc își face niște iluzii, utopii, că moldovenii trăiesc bine, dar asta este deloc nu este așa. Pentru că cei care mă aude de pe sate, de pe orașe, care stau acasă și n-au și plăti comunale, serviciile comunale, n-au și mânca, n-au bani ca să-și cumpere medicamente, eu vorbesc de pensionarii noștri, eu vorbesc de oameni care stau la limita de sărăcie, absolut nu gândesc așa. Și noi trebuie să sancționăm politicul, noi trebuie să impunem, deși noi suntem societate civilă, noi trebuie să șerem de la dânșă. Să fim acei arbitri. Să șerem drastic anume din trânșă ca ei să implementeze programul și proiectul lor politic de a face cetățenii mai fericit. Și nu prin sondaje de astea care apare undeva la ziarul Timp, da, sau la diferiți sau la alți șmecheri, pentru că aceasta manipulează societatea moldovenească. Noi suntem o țară mică, aici ordine se poate de făcut foarte repede, dar sunt câteva chei element politic cinstit și oamenii care stau la guvernare, care guvernează țara, să nu fie niște oameni iarăși impuși sau de cineva în spate și conduși, și să nu și ei responsabilitate, să și oameni care respiră cu această dispoziție a cetățeanului simplu. Și lucrurile se poate într-adevăr de schimbat. Eu cred în schimbări la noi în Republica Moldova. Eu cred că este posibil. Dar numai în cazul când 90% din politicul moldovenesc actual care este în parlament, în guvern, trebuie sancționați și scoși de pe această arenă politică. Eu nu am în vedere că să vie și de prin Germania sau specialistul care stă la Moscova sau alt băieți dintr-o parte care încearcă să-și impui aici autoritatea lor. Eu vorbesc că trebuie să vie în politica moldovenească oameni tineri, ambițioși, care au studii după hotare, dar oameni cinstiți, care nu sunt și nu fac parte din conjunctura asta coruptă. Și atunci a să schimbi da, timpurile și a să avem un viitor cu mult mai senin. N-a să facem cercuri ca Moisei, a să facem cercuri prin Europa, a să ne integrăm da, în Europa, apoi iar mergem cu integrarea asta în Rusia și la urmă iarăși rămânem ca mătușa și ea la da, ca vouă și ăla de lemn. Domnule Reniță, din 92 încoace tot discutăm la diferite nivele rezolvarea conflictului transnistrean. Ori iată că concetățenii noștri, 64% din cei intervievați, care de fapt sunt de pe malul drept al Nistrului, consideră că Transnistria trebuie să facă parte din Moldova, la fel ca și celelalte raioane ale țării. Această abordare o considerați impusă de anumite stări de lucruri sau este una firească? Astfel ar trebui să fie abordată problema respectivă. Reieșind și din activitatea pe care o aveți și da, în calitate de jurnalist. E simplu, pentru că sigur că orice cetățean normal și orice moldovean normal vrea ca țara lui să fie întreagă, nu vrea ca să fie o parte de țară să o piardă. Noi nici constituțional nu avem niciun drept să nu că să lăsăm bucata asta de pământ, dar să ne lăsăm de rezolvarea ei. Prin urmare, e o chestiune foarte firească. La toate televiziunile, dacă nu alte probleme, de exemplu, economice ori politice, posturile TV au atitudini diferite. Aici chiar și cele mai extremiști politicieni și chiar dacă sunt de filul ruș, oricum ei sunt temperați când vine vorba de problema transnistreană și mai toate experții și toate posturile de TV și structurile mass media au cam aceeași atitudine, că problema trebuie rezolvată și că cheia problemei nu se găsește, din păcate, cheia rezolvării nu se găsește, din păcate, la Chișinău. Lucrul ăsta a ajuns de mult și la conștiința cetățeanului, dar eu spun că instinctiv, un cetățean normal nu poate să zică că eu mă dezic de o bucată de pământ, că eu mă dezic de țară și așa mai departe.
Domnule Reniță, vreau să rămânim în albia statalității și dacă vreți a zilei de mâine pentru fiecare dintre noi. Haideți să discutăm un pic despre NATO. Contra sunt 53% din respondenți. E o cifră mare? Asta demonstrează poziția neutră, poziția pașnică a concetățenilor noștri? Eu cred că e mai mult o atitudine obișnuită care este cultivată de mult timp în societatea noastră, încă de pe timpul sovietic. Asta e o parte, deci probabil îl conține răspunsul. Și a doilea, firea în general a moldovenului, care el e neutru, da, e pașnic, e neutru de felul lui. Dar cred că totuși e mult vine din timpul sovietic. NATO era o chestie, eu cred că când m-am născut, cred că aveam 5 ani și știam de NATO. Pentru că era blamată mereu pe tot locul. Eu cred că cu chestiuni de astea trebuie să nu ne jucăm, să fim atenți. Precauți. Să fim atenți, pentru că este clar că noi nu vrem să intrăm în blocuri militare, dar eu nu știu cât timp n-o să vrem. Pentru că trebuie să ai un paravan, trebuie să ai un acoperiș. Aici anticipați întrebarea mea. Republica Moldova poate fi și în continuare independentă, ne făcând parte nici într-un bloc militar? Pornind la spațiu pe care nu știu, nu știu cât timp o să putem noi să fim... Deocamdată asta e voința poporului și întotdeauna va fi probabil întrebat, cel puțin parțial, ori într-o formă oarecare poporul, dacă vrea el în continuare ori nu vrea lucru, dar lumea se schimbă și se schimbă destul de rapid. Ieri Statele Unite erau buricul pământului, azi China, Rusia azi are două războaie sau două conflicte militare în care își aruncă miliarde, Siria și Ucraina, mâine poate fi împinsă încă în alt război. Europa trece prin schimbări mari având invazia asta a migranților. Haideți cu experți, împreună cu experți și cu sociologi, să ne închipuim cum va fi lumea peste 5 ani, peste 10 ani. Și atunci te întrebi, dar noi atunci o să putem să rămânem dacă toată lumea o să fie în conflict direct sau în război? Noi o să putem să ne păstrăm independența, doar noi nu suntem elveția, pentru că independența și neutralitatea costă foarte mult. Un gând foarte interesant, domnule Pascaru. Independența costă? Moldovanul are memorii bune, având în vedere că la noi pe teritoriu a fost operația Iași-Chișinău, una din cei mai mari operații din anul 1943, dacă nu mă greșesc, când în mare parte armata... Sau 44. Sau 44. A fost o operație foarte grandioasă, când Hitler, practic, după această operație și-a pierdut toate pozițiile care... Și în afară de asta, când au fost cucerite sau când au fost înaintate trupele hitleriste în Uniunea Sovietică, s-au pornit la noi de trecere peste Prut. Da? Am mai închipuiți-vă dacă noi să primim acestea armate, cum sunt NATO la noi pe teritoriu, practic este primul pas, nu primul pas, eu cred că a treilea război mondial merge de mult, dar noi putem să lăsăm cheile de acasă la băieții ăștia care de la NATO, și la cei de la Tiraspol și putem să plecăm pe vreo 10 ani de zile. Deși, de atâta când chipuiți-vă, cum a stăi la anine noi, soldatul NATO, da, venit de undeva din vreun vizita tot vopsit pe față sau tot întunecat, stăi să uite pe oceană la băieții ceilalți de la Bender care stau de la pacificatorii și ruși. Numai decât ca să fie conflict. Prima noapte să înceapă să bată. Prima noapte să începe războiul. Și a să fie așa un război că poate mai repede să dureze. N-a să fie ca doilea război mondial 4 ani, poate să fie vreo jumătate de an. Că acum am înțeles că rușii au depozite foarte mari, multe de perioada sovietică, rachete de care vrem. Pentru că am văzut în Este mult mai tehnologizată. Și închipuiți-vă și experimente a să fie anume pe teritoriul nostru. Noi trebuie să fugim de aceste arme puternice. Trebuie să fugim din NATO, din OTKB-ul, noi aici trebuie să sădim flori. Putem face? Eu cred că e posibil. Greu, dar e posibil.
trebuie să sădim flori toată Moldova și să nu-i primim aici. Nici un ospiței nu trebuie de primit. Pentru că ei cum apar ca influență în Republica Moldova? Centri de jurnalism, centri de analitică, centri de strategie, apoi apar și atrag de partea lor o parte de politicieni, cumpără partide și se implică în politicul moldovenesc. Și apoi obțin această licență. Uitați-vă NATO. NATO este în România. România este mai fericită. În mare parte, jumătate teritoriul României este vândut străinilor. Ei nu sunt stăpâni la ei acasă. Vedem Estonia, Lituania, sunt mai fericiți, mai happy după toată această integrare. Nu cred, am fost acolo. Adică sunt așa mari de capul lor. Sunt poate mai bine, mai dezvoltați ca Republica Moldova. Trebuie să categoric să fugim de toate aceste invenții de-a lor, globaliste, toate aceste armate mari. Trebuie să dăm liveți, vii. Noi putem să le aducem pe câmpul de luptă, eu nu știu, pe alt câmp de luptă departe, să le aducem câte un pahar de vin, știți, să-i mai împăcăm. Dar nu trebuie să le dăm voie la noi pe teritoriu să vii cu această intenție de război. Nici nu trebuie să-i primim aici. Da. Domnule Reniță, dumneavoastră în general, sunteți de acord sau nu cu activitatea următoarelor organe de conducere în țara noastră? Era întrebarea. Și președinție, 48% au spus că sunt mulțumiți, guvern 23%, parlament 19%. Haideți să vedem, în 3 luni, noul președinte a reușit să ridice acest nivel de încredere în președinție practic de câteva ori. Ce se întâmplă cu guvernul și parlamentul? E firesc ca parlamentul să aibă doar 19%? Haideți să medităm, poate. Sociologii trebuia să pună o întrebare mai directă. Sunteți de acord să lichidăm guvernul? Nu, cred că... Da, nu s-a regăsit această întrebare. Cred că ar avea... Nu, că nu întotdeauna, deci, masele sau lumea în general care, deci, nu guvernează, ori nu este... nu are anumite cunoștințe, sigur că reacționează emotiv la anumite lucruri. După cum au văzut că se manifestă aceste organe, aceste autorități în ultimul timp. Și bineînțeles că tot ce a făcut în ultimul timp domnul Dodon, eu mă refer la relația lui cu Rusia și nu atât la relația, cât că niște probleme care au început să fie rezolvate, în primul rând cu migrațiunea. Da. În rândul 2 el promite că o să fie poate prețuri mai bune la carburanți, la petrol pe care cumpărăm, să vedem dacă o să putem ajunge la așa ceva. Și sigur că lumea emotiv reacționează pozitiv la chestia asta. Și dacă pensiile se măresc, dar nu se măresc numai cu 7%, dar nu cu 20 ori 30% cum și-ar fi dorit populația, sau dacă parlamentul în ultimul timp, ori din cauza vacanței, ori din cauza că nu prea de legi de astea care ar place mulțimii din nou nu se vede, sigur că în felul ăsta reacționează. Asta nu înseamnă că guvernul lucrează, asta nu înseamnă că parlamentul nu lucrează, pur și simplu în ultimul timp domnul Dodon are un PR mai bun decât celelalte două organe de stat. Eu am fost întotdeauna pentru conlucrarea lor, așa cum sunt ele. Unul mai prost, unul mai bun, al treilea foarte bun, dar fără conlucrare între toate aceste autorități. Da, dar și următoarea întrebare care a fost adresată vine să confirme de fapt ceea ce spuneam anterior, 48%. Sunt întrebați concetățenii cât încredere au în președinție și 31 zic foarte mult și 25 zic într-o oarecare măsură. După care urmează guvernul 26 și 6 și parlamentul 24 și următoarea oarecare încredere 5. Dacă ar fi să sumăm toată asta, parlamentul are 29% din încredere, doar pe când președintele are 56%. Un raport care este grăitor. Da, domn Pascal? Grăitor în ce sens? Acum ce trebuie să facem? Nu, ne apucăm de răfuit cu... Nu, este grăitor. Sigur că are un rating mai bun. Da. Este clar de ce. O să vedem, de exemplu, haideți să fim sinceri și să fim eu, ca ziarist până la urmă, să-l vedem peste jumătate de an, peste un an, că de obicei, oricât de bun ar fi președintele și de obicei, asta încă este să trage o coada ratingului ăsta înalt încât de la alegerile prezidențiale, când el a luat 52%. Da.
Și acum a făcut, este adevărat că au făcut câteva lucruri bune, că sunt și nu prea bune, dar nu le numim azi. Și deci sigur că el are un rating mai bun. O să treacă jumătate de an ratingul, sigur că o să apară probleme, anumite lucruri care le-a spus nu o să fie rezolvate și peste jumătate de an și încă peste jumătate de an, deci de două ori peste un an, o să vedem că ratingul nu mai este așa. Deci trebuie să luăm lucrurile în dinamică. Acum e bine. Da, domn Pascaru, opțiunea dumneavoastră raportat la credibilitatea instituțiilor statului. Câte ori plec la țară, da, că ușa în Chircăiești, băștinașa mă întreabă: Nicolae, cam când au de gândit să întoarcă banii înapoi? Eu înțeles că l-au pus la pușcărie pe unul, acolo mi-a judecată, dar banii când o să fie înapoi? Sunt niște cuvinte simple, le spun și eu. Când domnul Filip a să iasă primul discurs, a să facă o declarație de presă: oameni buni, noi avem jumate de miliard întors înapoi și banii ăștia noi dăm la pensionari, le dăm, investim în diferite domenii, facem școli, spitale și așa mai departe. Nu este credibil acest guvern al nostru. Parlamentul, iarăși, după trecerea sau predarea celor deputați, în fața simplului cetățean care nu înțelege în politică, nu este credibil. Este ca femeia aceea moral, cum spune Putin, e problemă mare, nu spun la direct. Și, de fapt, politicul moldovenesc, dacă să-l iei pe fiecare om politician din Republica Moldova în față, parcă e om de treabă. Tip magazin cu copii, familie, o carieră, adică fiecare în parte sunt oameni de treabă. Dacă nu iei pe toți împreună, îți prinești niște prostii de urma lor, prostii naționale care istoria nu le va ierta. Pentru că noi, într-adevăr, acum avem un răgaz, nu suntem în conflict civil mai activ cu Transnistria, suntem într-o, mai lăsați în pașii de țările astea mari, că între dânșă să mai îmboldesc. Și noi acum trebuie pe intern să dezvoltăm proiectele noastre. Dar nu există înțelepciune. Și acum când noi pierdem acest timp, un, doi, trei, da, cât se desființează Europa de acum, când americanii își trag pozițiile și își vin cu altă politică, când Putin se bate în Ucraina și în Siria, lor le trebuie prieteni, le trebuie oameni care să arate istorie de succes, cum i-a arătat Filat, istorie de succes cu Angela Merkel. La Lipcani acum am înțeles că să fac istoriile acestea de succes. Acum politicul trebuie să lucreze la maximum. La maximum proiecte economice. Că nu există numai Rusia și Uniunea Europeană. Este China, de exemplu, care este o putere economică. De ce noi cu dânșii să nu colaborăm? De ce să nu luăm tehnologii noi? Fie în credite, dar la fiecare țăran, dacă să le dăm niște aparataje, să le dăm niște... el a să dezvolte. Este important ca să gândească anume pe intern la situația cetățenilor. Pentru că mâine poi mâine, când se începe mai activ acestea conflicte, vedem mai geopolitice, că la noi cam, dacă vedem președintele e departe la Moscova, dar băieții, adică parlamentari, guvernul sunt din partea la Bruxelles și se întâmplă la noi un conflict de interese. Fie că acest conflict de interese să fie artificial, să aibă ei înțelepciune să construiască așa spectacolul este artificial, da, că să nu suferi oamenii simpli. Dar dacă să ajungă într-adevăr la un conflict așa mai... noi n-a să rezistăm un conflict mai mare, pentru că noi vedem comratul găgăuzii privesc la Chișinău și se întâmplă. Tiraspolul privesc la Chișinău cum se întâmplă. Și aceste istorie de succes cu furtul miliardului, distrugerea băncilor și situația economică din țară, deloc nu îi fac ca să fie mai optimiști. Înțelegeți? Da. Și este important ca ei să focalizeze pe problemele reale a cetățenilor. Domnule Reniță, poate pentru puținele date în acest sondaj s-a vorbit despre anti-rating. La o întrebare formulată, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu cine nu ați vota nici într-un caz? PD 29%, PL 14%. Ce vă spun aceste cifre? Sunt numai două partide, avem răspuns. Urmează și celelalte în descreștere. Uh-huh. Mă refer la astea care sunt lidere. Adică 71% sau cât primești, poți să voteze? 29-30, 44 sunt pe primele poziții din start.
Deci, eu n-am datele astea. Deci, vă referiți că Partidul Democrat are anti-rating 29? Da, 29. Întrebarea este așa. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, cu cine nu ați votat nici într-un caz? Și din persoanele care au fost chestionate, 29% au spus că nu ar vota cu PD și pe locul 2, PL-ul cu 14%. Nu știu. E greu a... Nu, deci, pur și simplu sondajele nu au operat prea des cu asemenea... Deci așa am zis că e poate asemenea date, nu știu cât sunt exacte, nici organizația sau casa de sondaje care a făcut aceste sondaje, eu nu o pot acuza de nimic, pentru că, de exemplu, în general, dacă luăm scorul, ratingul lui Dodon și Maia Sandu, mi se pare că i-au prins corecte tendințele, dar totodată este și este o organizație de sondaje destul de tânără, are 3 ani de activitate. Îmi permit să dau apreciere, deși nu categorice, de felul ăsta, pentru că am lucrat mult timp, vreo 8 ani, ca manager într-o casă de sondaje și știu cum stau lucrurile cu experiența. Nu mă pot pronunța, nu știu de ce ar avea, de exemplu, anti-ratingul ăsta anume PD-ul, nu mă pot pronunța, deși vreau să vă spun că partidele pot lucra mult timp și cu eficiență și având anti-rating. Când faci reforme, reformele de obicei nu sunt populare. Nu poți să te bucuri mult timp de rating. Dacă, de exemplu, același președinte va subsemna o reformă nepopulară, dar ele mai toate sunt nepopulare, pentru că se fac pe contul celor mulți. Toate reformele se fac pe contul pe spatele nostru. Deci dacă iese în evidență cine anume a subsemnat cu tare și cu tare reformă, dar de regulă asta e guvernul, dar guvernul e PD, deci nu are cum să aibă mare rating. Domnule Reniță, dar catalogat și la personalitatea politică din Republica Moldova, în care aveți cea mai mare încredere. Sunt Dodon, Sandu, Năstase, 37,5, Sandu, 18,2 și Năstase cu 3,2. E un decalaj enorm până la urmă. Dar vorbim de primii trei. Eu cred că, vă spun, este încă trena asta lungă care vine de la campania electorală. Scorul înalt pe care l-a obținut Dodon și Maia Sandu, tot de acolo vine. Și a partidele, deși pasul ca partid, vă dați seama, și aici este ca și cum cheia răspunsului. Deci pasul poate avea așa rating mare dacă el practic nici nu e cunoscut și nici nu are organizație în teritoriu. Este vorba că este cunoscut în Maia Sandu, pentru care s-a votat și nu atât pentru persoana ei, cât împotriva vectorului euroasiatic. Și astea sunt jocurile politice, astea sunt glumile, dacă vreți, reversul politicii. De aceea este clar că ei încă mult timp, un an, poate depinde și de activitatea lor, cel puțin domnul Dodon o să-și poată adăuga puncte, probabil Maia Sandu nu, dar Năstase este un perdant nu a alegerilor, dar a duelului dintre Maia Sandu și partidul DA. Deci ei au pierdut înainte de alegeri tot și acum nu au cum crește, pentru că nu are domnul Năstase carisma, inteligența și cultura politică. Dacă ar fi să credem datelor, nici nu trece pragul electoral, nici nu trece, nu accede în Parlament. Cred că da. Cred că nu accede, pentru că vă spun, de obicei oamenii votează personalități. Și iată răspuns. Domnule Pascaru, din 2014, practic, s-a tot discutat despre acest acord de asociere Republica Moldova cu UE. Pentru mine, cel puțin, a fost surpriză când aproximativ 15% din concetățenii noștri, atunci când sunt întrebați dacă au auzit de acest acord, zic că nu. Cum se explică? Eu cred că mare parte nu au auzit, chiar politicienii care sunt în Parlament nu l-au citit acest acord, pentru că am înțeles că este o carte foarte mare, da, și acolo politica moldovenească nu iubește lectura. Noi vedem în mare parte și noi vedem consecințele la ce s-a întâmplat. Asta
decăderea economică a țării. Privitor la partidele politice, care părerea mea personală da. Este că, de exemplu, Năstase a făcut o greșeală mare când i-a dat locul candidatului Maia Sandu, care absolut nu era pregătită de alegeri prezidențiale. Ea nu putea lupta, nu este luptătoare. Este o femeie care să mă exprim corect, e nu a avut o experiență politică și e atât de intensă ca să facă față provocării. Nu știe pe care planetă se află și nu putut să mobilizeze ca să cu toate că multă lume au votat pentru ea împotriva lui președintele Igor Dodon. Năstase a scăpat o greșeală mare. Noi vedem în interiorul acestui formațiune politică iarăși niște dezbateri, scandaluri și în mare parte eu cred că ori va fi fuzionarea la toate acestea partide. Astăzi liderul PLDM s-a spus că s-a discutat, dar nu s-a ajuns la un numitor comun. Mă refer la domnul Ciobotaru, a apărut o declarație în presă. A apărut o declarație azi la conferința care a avut loc la Leo Grant, anume pe tema statalității. Am văzut chiar univa la masă să discuta domnul Năstase, domnul Ciobotaru și cu cineva din Europa, niște cinovnici. Se vede că se pregătește în ceva, se pregătește numai că eu nu cred după acestea planuri eșuate vor avea un plan mai concret sau va avea vreun succes acestor idei, pentru că ei nu au lideri. Liderii care au fost într-această coaliție, cum este Mihai Ghimpu, cum sunt de la PLDM, iarăși sunt în mare parte eșuați. Noi vedem că sunt demoralizați după ce s-a întâmplat după închiderea domnului Vlad Filat și de fapt pe acest teren va fi niște schimbări, cu toate că ei pot să alcătuiască o opoziție oricare. Am depășit, ne spune regia, timpul pentru asta. Scurt, în 20 secunde, concluzia dumneavoastră. Totuși, eu cred că multe lucruri se va schimba acum înainte de alegeri 2018 parlamentare. Vor fi multe sondaje, vor fi multe opinii, vor apărea politicieni noi, idei noi, opoziționarea politicienilor și eu cred că ne așteaptă un timp foarte interesant cu foarte multe schimbări. Domnule Pascaru, domnule Reniță, eu vă mulțumesc. Trebuie să punem punct acestei discuții. La sigur sunt multe aspecte ce urmează a fi abordate. Stimați telespectatori, o seară bună alături de Accent TV. Pe curând!